Închideți Sfânta Scriptură la Psalmul 25. Please open your Bibles to Psalm 25. We'll be reading the first five verses. Cuvântul Domnului spune așa. La Tine, Doamne, îmi înalț sufletul. În Tine, Dumnezeule, mă încred să nu fiu dat de rușine, ca să nu se bucure vrăjmașii mei de mine. Da, toți cei ce nădăjduiesc în Tine nu vor fi dați de rușine, ci de rușine vor fi dați cei ce Te părăsesc fără temei. Arată-mi, Doamne, căile Tale și învață-mă cărările Tale. Povățuiește-mă în adevărul Tău și învață-mă, căci Tu ești Dumnezeul mântuirii mele, Tu ești totdeauna nădejdea mea. Până aici cuvântul Domnului, vă invit să reocupați locurile. Mulțumim Domnului pentru această zi minunată în care am avut această sărbătoare de binecuvântare la micuța Madeline. În această zi sărbătorim și cina Domnului, ne uităm la ce a făcut Domnul pentru noi și mulțumim Domnului pentru harul Lui. Mulțumim Domnului pentru cuvântul Lui, prin fratele Jason, prin fratele Lucian. Mulțumim Domnului pentru cei care ne-au condus în închinare, corul, echipa de worship. Slăvit să fie Domnul care ne-a binecuvântat! În această dimineață continui la ceea ce am început data trecută, o serie de predici pe subiectul acesta al așteptării. Și mi-am intitulat mesajul Importanța așteptării. Acesta este al doilea mesaj la acest subiect și spuneam data trecută că pregătind acest mesaj, am realizat că m-am identificat cu fiecare punct care mi l-a dat Domnul să-l scriu la acest mesaj. Întâi, fraților, mă văd pe mine în acest mesaj și îmi predic mie. Dar știu că este valabil pentru fiecare din noi. Este valabil pentru fiecare familie și este valabilă pentru familia noastră, Emanuel. Și mă rog ca Domnul să ne binecuvinteze cu înțelegere, cu pricepere la acest subiect. Spuneam, am să fac o recapitulare foarte scurtă, rezumată, că acest ingredient, dacă pot să-i spun așa, al așteptării, este absolut esențial în viața noastră, în umplarea noastră cu Domnul la fiecare. Dacă înțelegem acest subiect din perspectiva lui Dumnezeu, ne va ajuta foarte mult pe calea credinței în umblarea noastră cu Domnul și ne va scuti de foarte multe frustrări. Dacă este un subiect care aduce frustrare în viața credincioșilor autentici, să știți că cred că pe numărul unul la acesta este așteptarea. Și ne frustrăm așa de mult. Știți, atunci când începem viața noastră de credință, avem multe împliniri instante. Ne rugăm rugăciunea aceea unde venim la Domnul ca și păcătoși și zicem Domnului, Doamne, Te rog, iartă-mă și Domnul instant mă iartă. Într-un moment trecem de la disperare, de la descurajare, la bucurii deosebite și ne bucurăm foarte mult. Urmează ca Domnul să ne facă promisiuni minunate și ne revelează cuvintele acestea prin cuvânt, prin cuvinte profetice și noi ne bucurăm foarte mult. Ne arată că Domnul ne iubește și că are un plan pentru noi și noi ne bucurăm foarte mult. Și odată ce apetitul spiritual este pornit în fiecare din noi, ne așteptăm ca lucrurile să se întâmple destul de repede și apoi urmează faza surpriză pentru care aproape nimeni nu este pregătit. Faza așteptării. Și spuneam data trecută că așteptarea este o disciplină spirituală care este absolut esențială în umblarea noastră cu Domnul. Nu se poate fără. Cum nu poți să faci mămăligă fără mălai, nu poți să fii credincios fără așteptare. Poți să ai apă și poți să ai sare, poți să ai două din trei ingrediente. Așa este în viața noastră spirituală. Și vorbeam data trecută, atunci când citim cuvântul nădejde în Scriptură, și după cum vedeți, cuvântul acesta se repetă mereu. Cuvântul acesta care fratele Cornilescu l-a tradus nădejde, implică ca noi să înțelegem ce învață cuvântul nădejde. Înseamnă așteptare. În
Traducerea din engleză, după cum am văzut și data trecută, în loc să fie nădejde, hope, este scris waiting, este scris așteptare. Așteptarea aceasta este absolut esențială. Și spuneam în primul rând, și începeam cu o întrebare, de ce este disciplina așteptării așa de importantă pentru credincios? Și puneam câteva lucruri. Așteptarea este dovada că noi acceptăm suveranitatea lui Dumnezeu în viața noastră. Când noi spunem că Dumnezeu este suveran, îi spunem că El are absolut control, că El dictează termenii la toate lucrurile din viața noastră. Și noi când intrăm în acest proces de așteptare, declarăm, dacă vreți, fără cuvinte, da, Doamne, accept suveranitatea Ta în viața mea. Știu că Tu poți să lucrezi și eu accept când vei lucra, cum vei lucra, la felul cum dorești Tu. Apoi spuneam că prin așteptare noi învățăm căile Domnului. Știți, căile Domnului sunt atât de diferite de gândirea noastră, de felul cum percepem noi lucrurile, the way we're wired. De multe ori ne imaginăm că Dumnezeu o să lucreze după cum ne imaginăm noi, dar căile Lui sunt total diferite, cât este cerul departe de pământ. Așa sunt căile Lui față de căile noastre. Deci, în această așteptare, învățăm căile Domnului și cum lucrează El în viața noastră. Apoi, prin așteptare, noi îl recunoaștem pe Dumnezeu ca și singura sursă de rezolvare în viața noastră. Ajungem la punctul acela în așteptare, unde dacă nu am reușit să înțelegem lucrul acesta, îl vom înțelege. Și din păcate, singurul fel care noi înțelegem aceasta, că Domnul este singura sursă, este doar prin așteptare. Spunea psalmistul în Psalmul 62 cu versetul 1, da, numai în Dumnezeu mi se încrede sufletul în așteptare. Observați o exclusivitate, numai în Dumnezeu, de la El și numai de la El îmi vine ajutorul. Apoi spuneam că prin așteptare noi devenim stabili, statornici pe calea credinței. Adevărul este că admitem noi lucrul acesta sau nu, dar noi oscilăm foarte mult pe calea credinței. Sunt momentele acelea de glorie care le avem cu Domnul, unde credem pe Domnul, orice spune-i da și amin, indiferent cât va trebui să aștept, indiferent de prin ce voi trebui să trec, și noi credem lucrul acesta. Așteptarea însă din viața noastră, faza de așteptare, va scoate la iveală nivelul nostru de credință adevărat, de care noi suntem inconștienți. Ceea ce ne surprinde pe toți este că nivelul nostru de credință este mult mai mic sub acela care ni l-am imaginat noi, că noi îl avem. Și scria psalmistul în Psalmul 62 cu versetul 2, da, El este stânca, adică Dumnezeu, stânca și ajutorul meu, turnul meu de scăpare. Nici de cum nu mă voi clătina. Ajungem la acest nivel pe calea credinței unde nu ne mai clătinăm. Unde chiar dacă nu vedem nimic cu ochii aceștia firești, începem să percepem prin ochii spirituali. Apoi spuneam că prin așteptare noi recunoaștem dependența noastră față de Dumnezeu. Dacă avem ceva în comun toți fiii și fiicele lui Adam, este sămânța aceasta de independență, chiar de independență față de Dumnezeu. Am vrea să ne rezolvăm noi lucrurile, să avem controlul la lucruri. Și în așteptare noi recunoaștem că depindem în totalitate de El. Apoi spuneam că așteptarea ne reamintește că inițiativa este a lui Dumnezeu. Nu-i așa, fraților, la problema la care dumneavoastră așteptați? Nu-i așa că ați încercat să luați inițiativa? Să-L ajutați pe Dumnezeu, să faceți anumite lucruri și în așteptare ajungem la un punct unde realizăm, Doamne, inițiativa este a Ta, rămâne la Tine, nu e a mea. Apoi spuneam că așteptarea este o formă de răstignire a firii noastre pământești, care este atât de afectată de păcatul adamic. I feel, I think, I want. Eu simt, eu gândesc, eu doresc. Și dorim împlinire instantă, dorim anumite lucruri și
în procesul acesta a așteptării, firea noastră pământească este răstignită. Spuneam apoi că subiectul acesta al așteptării este un drum cu două sensuri. Noi îl așteptăm pe Dumnezeu, dar în realitate și Dumnezeu ne așteaptă pe noi ca să ne calificăm pentru binecuvântări. Apoi, în al doilea rând, spuneam că așteptarea este instrumentul prin care Dumnezeu produce maturizare și întregire caracterului nostru. Este un instrument absolut esențial în mâna lui Dumnezeu. Și citeam din Iacov, capitolul 1, cu versetul 2, unde apostolul Iacov, inspirat de Duhul Domnului, spunea: frații mei, frați din Biserica Emanuel, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare, perseverență. Dar răbdarea, perseverența, trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea pentru ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Sunt binecuvântări care le are Domnul pentru noi. Are Domnul o chemare pentru noi. Iar fiecare din noi trebuie să ne calificăm pentru acea chemare care o are Domnul pentru noi. Trebuie să ajungem, la maturizare. Cuvântul aici de desăvârșit este tradus în engleză be mature. Să fim întregi, să nu ducem lipsă de nimic. Și aceasta se face doar prin așteptare. Și îmi place traducerea din engleză: let perseverance, în așteptare, finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Apoi, în al treilea rând, prin așteptare Domnul produce pace și liniște în noi. Și spuneam că acesta este, pare a fi un paradox, nu? Pentru că inițial, când începe cursul acesta al așteptării în viața noastră la fiecare, ceea ce vedem de la noi este exact opusul. Vedem anxietate, neliniște, îngrijorare în timpul acesta al așteptării. Însă Domnul chiar le lasă ca acestea să iasă la suprafață, ca noi să ajungem la punctul acela where we deal with that problem. Și Psalmul 37, cu versetul 7, cuvântul Domnului spune: taci înaintea Domnului. În engleză spune be still, stai liniștit. Stai liniștit înaintea Domnului și nădăjduiește. Wait patiently for him. Stai liniștit înaintea Domnului și așteaptă-L cu răbdare. Nu te mânia pe cel ce izbutește în umbletele lui, pe omul care își vede împlinirea planurilor lui rele. Lecția, scopul: lasă mânia, părăsește iuțimea, nu te supăra, căci supărarea duce numai la rău. Observați, Domnul prin așteptare lasă ca anumite defecte de caracter să iasă la suprafață și noi când le vedem să nu fim atât de descurajați de ceea ce locuiește în noi, ci să lăsăm mânia. Deci ea este în noi, în firea noastră pământească. În așteptare este momentul când noi trebuie să o lăsăm. În timpul acesta, noi nu mai avem răbdare. Și Domnul zice: a ieșit la iveală iuțimea, părăsește-o, te rog. Apoi noi ne supărăm în așteptare, iasă la suprafață. Și apoi diavolul, știți ce face? Când iasă mânia, iuțimea și supărarea în viața noastră, ne spune: păi tu te vezi vrednic pentru ceea ce ți-a promis Domnul. Dar Domnul știa dintotdeauna că în viața mea este mânie, iuțime și supărare. Doar le-a adus prin așteptare la suprafață ca eu să las mânia, să părăsesc iuțimea și să nu mă supăr, căci supărarea duce numai la rău. Și spunea cuvântul Domnului: fiindcă cei răi vor fi nimiciți, iar cei ce îl așteaptă pe Domnul vor stăpâni țara, vor moșteni binecuvântările. Și acum ajungem, am terminat rezumatul de la predica de duminica trecută. Și în al patrulea rând, cei ce trec testul așteptării primesc o putere supranaturală. Cei care trec testul așteptării primesc o putere care este supranaturală de la Dumnezeu. Știți, mai devreme sau mai târziu, în procesul așteptării, fiecare din noi vom ajunge la capătul puterilor noastre omenești. Și noi de obicei intrăm în panică la acel moment. Pentru că nu mai pot. Sunt om, declarăm. Și am răbdat.
am așteptat, dar am ajuns la punctul de imposibil, unde nu mai pot. Știți că această realizare că ai ajuns la capătul puterilor este una fatală pentru cei care nu sunt credincioși, care nu-L au pe Domnul? Pentru că în acel moment ei nu mai au nici o speranță, nu mai există o altă alternativă. Nu la fel este însă și pentru noi. Noi în momentul când am ajuns la capătul puterilor, când nu mai putem, nu mai știm ce să facem, we've run out of options, noi intrăm într-un proces de tranziție în acel moment. Trecem de la ceea ce este firesc, la ceea ce este spiritual. Trecem de la ceea ce este în noi, de la puterea noastră, la o putere care nu mai aparține de noi. Intrăm pe un alt râm, dacă vreți. Spune cuvântul Domnului în Isaia, capitolul 40, cu versetul 28. Și începe cu două întrebări. Nu știi? Nu ai auzit? Știți care este tragedia? Copiii Domnului nu știu adevărul care îl urmează și nici nu l-au auzit. Care este adevărul care mulți creștini nu-l știu și nu l-au auzit? Că Dumnezeul cel veșnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește, priceperea Lui nu poate fi pătrunsă. Dacă încercăm noi să înțelegem ceea ce face Dumnezeu în noi, prin așteptare, cu mintea noastră, nu o să înțelegem niciodată. Și începe de aici și spune, puterea lui Dumnezeu este nemărginită, înțelepciunea Lui nu poate fi pătrunsă de noi și noi trebuie să știm lucrul acesta. Și apoi declară ceva, El dă. Este ceva care Dumnezeu vrea să ne dea. Ce ne dă El? El dă tărie cui? Celui obosit. Și mărește puterea cui? Acelui care cade în leșin. V-ați gândit că Dumnezeu ne așteaptă să obosim? Că așteaptă ca noi să ajungem până la punctul să cădem în leșin? Că așteaptă pe fiecare din noi să ajungem la capătul puterilor noastre, să vedem dependența noastră de El, ca El atunci când noi vedem dependența noastră de El să ne dea ceva. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui care cade în leșin. Și spune, flăcăi obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină. Dar cei ce se încred în Domnul, traducerea în engleză, those who wait on the Lord, își înnoiesc puterea. Fratele Cornilescu a tradus înnoiesc. În original este cuvântul exchange. Își schimbă puterea. Și apoi ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Și ați observat că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a vrut ca noi să auzim adevărul acesta stereo în această dimineață de două ori, la ora de rugăciune prin fratele Jason și acum. Domnul dă tărie la o singură categorie de oameni, acelui care a ajuns conștient că el nu mai poate și acelui care este gata să cadă în leșin. Există o limită la puterea noastră firească, naturală. Și spune aici, chiar tinerii care sunt cei mai tari, plini de vigoare, și ei au o limită unde obosesc și nu mai pot. Și parcă cuvântul Domnului vrea să ne spună, la problema ta, la necazul tău, indiferent de cât de tare ești, o să ajungi la un punct de oboseală unde să cazi în leșin. Nu este vorba de oboseală fizică sau de un leșin fizic, este vorba de unul interior, spiritual. Nu, cei din lume ar spune psihic. Când nu mai poți, când ai ajuns la punctul unde nu mai ai nicio soluție, cuvântul Domnului spune ceva, să aștepți. Dar de data aceasta să aștepți cu credință. De ce? Domnul are o promisiune pentru cei care au ajuns la capătul puterilor. În momentul acela, tu poți să treci de la ceea ce este firesc, uman, la ceva care este spiritual. Te califici pentru o putere care este supranaturală a lui Dumnezeu.
Menirea școlii acesteia este pentru fiecare din noi. Nu să ne ține Domnul la o oboseală din aceasta. Nu, menirea este să ne ducă pe fiecare din noi să realizăm că suntem limitați, că nu putem, că avem nevoie de El, că depindem în totalitate de El. Și atunci, în acel moment, noi ne calificăm pentru puterea lui Dumnezeu. Atunci putem să spunem și noi, pot totul în Hristos care mă întărește. Observ, pot totul, dar baza unde este? În Hristos care mă întărește. Și atunci putem să înțelegem pasaje din acestea din Scriptură care pentru noi par să nu facă niciun sens. 2 Corinteni, capitolul 12, cu versetul 9. Aici Apostolul Pavel, inspirat de Domnul Iisus, de Duhul Dumnezeu, spune și el, adică Domnul Iisus mi-a zis, harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. An extraordinary statement. Spune Domnul, am ceva pentru tine care îți este suficient, care este de ajuns. Ce este aceea? Harul meu. Ce este harul Domnului? Ceea ce niciunul din noi nu putem să merităm niciodată. Nu putem să fim destul de credincioși, să ne rugăm destul, să citim Scriptura destul, să spunem că am făcut destule fapte bune, nu. Harul lui Dumnezeu nu este pe merit și nu poate fi câștigat. Și Domnul ne promite lucrul acesta că atunci când noi vedem ce este în noi, cât de insuficienți suntem, când faptul că nu merităm nimic să ne bazăm pe harul lui. Și Domnul i-a spus, harul meu îți este îndeajuns sau suficient, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșit. Unde este puterea lui făcută desăvârșit? În slăbiciunea mea. Acolo unde eu nu mai pot. Și Apostolul Pavel realizează adevărul acesta. Spune, când eu devin conștient că eu nu pot să fac nimic, că nu am putere, că sunt slab, că depind în totalitate de Dumnezeu, am ajuns firesc să mă clatin, sunt gata să cad în leșin, dar realizez că momentul când eu sunt conștient de slăbiciunea mea, mă calific pentru harul lui Dumnezeu, pentru puterea lui. Și atunci Apostolul Pavel spune, am învățat lecția. Deci, mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele. De ce? Pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. Fraților, Domnul nu vrea ca noi să ajungem la punctul acesta de slăbiciune și să ne țină în necazuri și în dureri doar ca să... Nu, vrea să ajungem conștienți de insuficiența noastră, ca imediat să alergăm de El. Și Apostolul Pavel spune, eu doresc această putere a lui Hristos nu să vină ocazional peste mine, ci eu vreau să rămân conștient de slăbiciunea mea ca puterea lui Hristos să rămână. E vorba de o permanență în mine. Și el trage o concluzie. De aceea, simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos, căci când sunt slab, atunci sunt tare. Când este Apostolul Pavel tare? Când este slab. Când suntem noi cu adevărat tari? Atunci când avem puterea lui Hristos în viața noastră. Când avem puterea lui Hristos în viața noastră? Când suntem conștienți de slăbiciunea noastră, de insuficiența noastră și cât de mult depindem de Domnul. Puterea Lui este făcută desăvârșită când eu sunt conștient de această slăbiciune. Și fraților, nu e așa că au venit astfel de momente în viața noastră. Știu că sunt mai multe familii aici care au ajuns conștienți, că au ajuns la capătul puterilor. Și Domnul ne spune în astfel de momente să ne bucurăm și să simțim plăcere pentru că ne-am calificat pentru puterea Lui supranaturală. Promisiunea Domnului este pentru toți cei care trec testul așteptării corect. El are o putere supranaturală. În al cincilea rând, cei ce trec testul așteptării sunt ridicați din starea lor de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Astăzi, dacă vă uitați la news, una dintre cele mai mediatizate suferințe în ultima vreme este aceasta de mental health. Și Prince Harry cu soția lui Meghan Markle
Amândoi spun că suferă de lucrul acesta. Oameni care sunt multimilionari, care au faimă, care au crescut cu lingurița de aur în gură, cum am spune noi, care arată de fapt că soluția pentru toate lucrurile este Domnul, că nu se găsește în avuții, în bani, în faimă, în influență, în toate acestea pe care oamenii le caută. Oamenii merg la psihiatri pentru că nu găsesc răspuns pentru nevoia lor lăuntrică. Ajung la capăt în a încerca să-și rezolve problemele acestea. Și spune cuvântul Domnului, l-am citit mai devreme, Isaia 40 cu versetul 30. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină. Dar cei ce se încred în Domnul, those who wait on the Lord, dar cei care îl așteaptă pe Domnul, își înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii. Aceasta este promisiunea Domnului pentru noi. Cei care îl așteaptă pe Domnul vor zbura ca vulturii. Cum zboară vulturii? Dacă ați observat vulturii, eu îi urmăresc și de multe ori când merg la plimbare și văd pe cer, stau și mă uit la ei. Și vreau să văd cât de mult pot să plutească acolo sus fără să dea din aripi. Este fenomenal felul cum plutesc ei acolo. Vulturii, în primul rând, urmăresc curenții de vânt. Și când simt curentul de vânt, încep să dea din aripi ca să se ridice de la sol să prindă curentul de vânt. Și odată ce a prins curentul acela de vânt, observați că vulturul nu mai dă din aripi. Lasă ca vântul, curentul acela, forța curentului să-l ridice la înălțime. Și apoi se lasă duș și tot merg. Și Domnul spune că cei care îl așteaptă pe Domnul vor zbura ca vulturii. Știți ce spune Domnul aici? La fel cum un vultur urmărește curentul de vânt, este felul cum noi trebuie să urmărim mișcarea Duhului Sfânt. Se uită Domnul la noi și zice, urmărește lucrul acesta. Domnul mereu vorbește, problema este, oamenii nu ascultă. Spunea Domnul lui Israel, ți-am vorbit într-un fel, în altul, ți-am cântat. La toate lucrurile acestea a ignorat vocea mea. Dacă este un lucru care face lumea astăzi, ignoră total mișcarea Duhului Sfânt și ceea ce spune Domnul. Și Domnul spune, dacă noi vrem, ca și copiii lui Dumnezeu, să ne înălțăm ca vulturii, va trebui să facem ceva, să prindem curentul Duhului Sfânt. Cum facem lucrul acesta? Fraților, răspunsul este la rugăciune. La rugăciune închidem ochii de la ceea ce este firesc, de la problemele noastre și ne uităm în lumea cealaltă, în lumea spirituală. Și există o disciplină care o avem fiecare din noi. Mergem la rugăciune și atât de greu este să te desprinzi de lucrurile de pe pământ. Nu vi s-a întâmplat, începi să te rogi și cu mintea ta te gândești la altceva. Mi s-a întâmplat, fraților, mărturisesc. Să te rogi 2-3 minute și habar n-ai, nu știi ce te-ai rugat, mintea ta a fost în alt loc. Este atât de greu să ne desprindem de la lucrurile acestea firești. Și Domnul spune, ca și vulturul acela care trebuie să dea din aripi, să se ridice de la sol, trebuie să avem această disciplină în viața noastră unde noi îl căutăm pe Domnul să stăm de vorbă cu El. Venim la rugăciune să prindem curentul Duhului Sfânt. Și fraților, se întâmplă ceva extraordinar. Odată ce am prins curentul Duhului Sfânt, nu e așa că este ușor să te rogi? Nu mai trebuie să dai din aripi, te ridică Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și te înalță Domnul la înălțime și trăiești momente de bucurie, de pace, de liniște cu Domnul. Domnul spune că cei care îl așteaptă pe Domnul se vor înălța ca vulturii. Spunea un bătrân predicator cu mulți ani în urmă, care iubea și el vulturii, că s-a dus la o grădină zoologică și a văzut într-o cușcă mică un vultur închis acolo. Și a realizat, vulturul acela a fost prins și pus acolo ca oamenii să uite la el. Dar era închis, nu putea să zboare. Și a spus, oameni buni, vă dau câți bani vreți, dați drumul la vulturul acesta. El n-a fost făcut să fie închis într-o cușcă. A fost făcut ca să plutească la înălțime. Știți că vulturul acela din cușca aceea este Biserica Penticostală de astăzi? Am fost făcuți... Ni s-a dat daruri, promisiuni ca să fim înălțați de Domnul la înălțime și ne limităm la o cușcă.
Să venim la biserică, să spunem o rugăciune de 2 minute, mintea noastră să nu fie acolo, dăm de câteva ordinare, dar nu prindem curentul Duhului Sfânt și cădem înapoi jos. Și știți ce spunem? It doesn't work. Rugăciunea nu face nimic. It's a waste of time. Cuvântul Domnului spune, acei care sunt ridicați și ținuți sus de Duhul, nu mai obosesc. Este un loc care ne așteaptă Domnul să ne înălțăm prin Duhul Sfânt. Cred că v-am spus exemplul acesta. În seara care m-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt, cu vorbirea în limbi, a început o rugăciune de la ora 7. Și eu am crezut că rugăciunea aceea m-a rugat cu mâinile în sus, cu ochii închiși și am fost în prezența Domnului. A fost înălțat ca și vulturul descris de aici. Și când s-a terminat rugăciunea, eu am crezut că au fost 15 minute. Era ora 11 seara. 4 ore să te rogi cu mâinile în sus, să nu ai febră absolut deloc, să nu știi ce s-a întâmplat, atâta că ai fost în prezența Domnului înălțat, la înălțime. Știți că acei care îl așteaptă pe Domnul, care prind curentul Duhului Sfânt, beneficiază de lucrul acesta? Mă rog ca Domnul să ridice Biserica Emanuel. La înălțimea, la menirea care ne-a chemat Domnul pe fiecare din noi. Această promisiune este valabilă pentru fiecare din noi, dragi frați și surori. Și este valabilă pentru cei care au ajuns la capătul așteptărilor, la capătul drumului și în momentul acela când noi ne uităm în sus, avem această promisiune. Vă invit cu toții să ne ridicăm în picioare. Invit pe frații slujitori să vină sus. Aceasta este o rugăciune de mărturisire. În această dimineață aș vrea ca ochii noștri să fie îndreptați spre Domnul la ce a făcut El pentru noi. Să venim la Domnul și să-i spunem, Doamne, iartă-mă că nu am prins curentul Duhului Sfânt în viața mea. M-am limitat la o cușcă. M-am limitat la un ritual unde I just checked off the box, m-am rugat câteva minute și am spus this is it, dar nu am prins curentul Duhului Sfânt, nu am prins voia Ta, Doamne, n-am trăit la înălțimea care Tu m-ai chemat. Știți că Domnul ne așteaptă pe fiecare din noi să ne înalțe? Știți că Domnul așteaptă Biserica Emanuel? Aș vrea în această rugăciune să ne întoarcem la Domnul, să nu ne grăbim, să batem din aripi atâta până prindem curentul Duhului Sfânt și apoi să stăm de vorbă cu Domnul, cu toții împreună. Să ne rugăm.